Ambasadorii bibliotecii sunt finaliști în Gala Națională a Voluntarilor. Programul dezvoltat de Biblioteca Pontus Euxinus din Năvodari și coordonat de profesorul Gabriela Roșca a fost selectat printre cele mai bune inițiative sociale de anul acesta. Iar năvodărenii care își doresc să îi susțină mai departe pe tineri au acum ocazia să-i voteze. Lansat anul trecut în luna ianuarie, programul de voluntariat Ambasadorii Bibliotecii a reușit să transforme biblioteca de la Năvodari într-un adevărat centru de cultură, de recreere, de dezvoltare personală și de învățare. Coordonatorul proiectului Gabriela Roșca, împreună cu cei 23 de voluntari, le-a oferit locuitorilor din Năvodari și nu numai o grămadă de activități inedite. Cursuri de limba engleză pentru copii și adulți, cursuri de calculatoare pentru copii, ateliere de creație, workshop-uri de teatru și evenimente culturale.